Invitata mea de astăzi este doamna Alina Mungiu Pipidi, care la începutul lunii martie a susținut la Iași o conferință având tema În căutarea bunei guvernări, cum vom scăpa de corupție. Sărut, mâna, bine ați venit în studioul nostru. Bună ziua, bine v-am găsit. Cum am spus, discutăm de corupție care e legată de bani, de putere, de... și de politică, n-avem încotro, asta se întâmplă în România de astăzi, dar nu numai în România. De ce această conferință, ce căutăm în buna guvernare? Faptul că eu discut de corupție, pentru că așa s-a întâmplat, dat fiindcă asta a fost problema cea mai greu de rezolvat în România, de la un moment încolo, acum peste 20 de ani, am început să-mi dau seama că nici nu se pune problema să te ocupi de alte politici publice dacă nu rezolvi întâi pe asta, că asta ajunsese să fie problema cea mai mare, da? Și ca să spun așa, în ghilimele, că nu mi-a fost dragă cartea și pentru că am avut această motivație pur românească, cum rezolv problema din România, eu am ajuns încet, încet să fiu un specialist internațional și un academic specializat în corupție. Nu sunt foarte mulți și am urcat ca atare în grad foarte repede, ca atare în acest moment. Eu nu mă mai ocup așa de mult de România, deci ce fac eu privește toate țările din lume și lucrez cu cele mai mari instituții din lume. Deci faptul că eu vorbesc despre corupție nu e mare lucru, că așa s-a întâmplat în viața mea, că s-a ajuns corupția asta să fie studiul academic al corupției, să fie o profesiune. Ce este uimitor în România este că toată lumea vorbește despre corupție, că asta a ajuns să fie subiectul numărul unu. Pe vremuri eram puțin interesați și mai puțin care făceam ceva și ne luăm riscuri, iar la ora asta țara s-a umplut de un număr fără precedent de luptători contra corupției, că devine aproape neverosimil cum de românii n-au rezolvat cu corupția, din moment ce absolut toți sunt așa niște feroci luptători contra corupției. De când s-a ajuns să se discute așa în România? Apropo, numai guvernarea asta de după ultimele alegeri, numai de asta parcă s-a ocupat. Păi, ca să spun așa, motivul pentru care eu încă mă mai amestec în discuția asta din când în când, pentru că altfel eu sunt bazat în altă țară, eu sunt profesor la Berlin și mare parte din munca mea se desfășoară în alte țări. Rămân în continuare până la un punct implicat aici, pentru că nu vreau să văd pierzându-se ce am construit în anii din urmă și pentru că am o răspundere. Această răspundere e destul de mare. Pe mine nu mă deranjează că lumea nu mi-o atribuie. De fapt, zic mersi că lumea nu mi-o atribuie, că asta ar mai lipsi să-mi iau eu o răspundere pentru ce se întâmplă acum. Și anume faptul că în 2004 coaliția noastră pentru un parlament curat a unui grup foarte semnificativ de organizații de societate civilă a adus practic ceva fără precedent în politica românească, a arătat că tema corupției poate să fie profitabilă electoral. Pe scurt, partidul de guvernare care era atunci PSD, care conducea cu 25% la începutul campaniei și candidatul lui la președinție, Adrian Năstase, au pierdut până la urmă respectivele alegeri pentru că această campanie a noastră a reușit să pună corupția pe primul plan, de unde ea era undeva mult mai jos după alte preocupări ale vieții de zi cu zi ale oamenilor. Chestiunea este că asta s-a întâmplat în anul 2004, deci suntem 14 ani mai târziu. Da, e o bornă interesantă, că atunci am avut și un nou președinte care spunea la un moment dat, drag Traian, vezi ce poți să faci, acolo era justiția când a preluat dumnealui mandat. Chiar așa, exact. Deci această campanie, schimbând soarta acelor alegeri, l-a adus pe Traian Băsescu, Băsescu a adus-o pe Macovei, Macovei i-a numit pe Morar și pe Chioveși și a început ceea ce părea să fie un cerc virtuos, da? Unii spun că e un cerc vicios, că de fapt prin asta s-a dat drumul la SRI, s-a dat drumul la statul paralel și așa mai departe. Cert însă, ce mi se pare și mie cam patologic, este că 14 ani mai târziu, opoziția de astăzi, inclusiv partidele nou create, chiar și USR, în continuare nu au un alt program semnificativ decât tot ăla al coaliției pentru un parlament curat, anume să nu fie penal în Parlament. Și trebuie să spun că publicul în anul 2004 a votat, practic a scos afară 100 de candidați cu șanse la Parlament. Deci campania aia a mers atunci. Ce n-a mai mers 14 ani mai târziu a fost ideea că acesta poate fi unicul program electoral cu care este prezent în alegeri, mai ales în momentul în care cei care au câștigat atunci s-au dovedit foarte repede, la fel de corupți ca și ăștia de la PSD, care i-am dat jos. Și publicul a înțeles acest lucru. Publicul știe foarte bine ce candidați la primărie sau contracandidați are. Publicul știe că alegi din alternative. Și încet, încet asta a devenit o problemă de realism. Adică problema nu mai e că ai în față unii penal și alții contrapenal sau unii care sunt clar penal și alții care măcar să prefacă nu sunt. Problema e că lumea a început să crede că pe oricare îl pui devine penal și acela. Și de fapt asta este, după părerea mea, problema în România. Cum să nu este schimbi... o lege cumva obiectivă asta cu puterea corupe? Că asta e pe cine puterea neconstrânsă corupe. Și legea obiectivă este că acolo unde nu reușești să dezvolți suficiente constrângeri, că de fapt numai despre asta este vorba, oricine ajunge va profita de structura de oportunități.
Un bun prilej am găsit, cred eu, pentru a invita astăzi în studioul nostru doi oameni care vor participa mâine la o dezbatere care interesează pe toți, poate nu acum atât de concret, ci poate mai mult pentru viitor. E vorba de conceptul de Smart City. Mâine la Iași este organizată o astfel de dezbatere, inițiată de fostul ministru al comunicațiilor și societății informaționale, Marius Bostan, care a avut amabilitatea să răspundă invitației noastre. Îi spunem bună seara, bun venit în studio. Bună seara, bine v-am găsit. Mulțumesc pentru invitație. Evident, am mai invitat și pe primarul Mihai Chirica. Văd că întârziesc, dacă ajunge, va intra și dumnealui în discuția noastră. Tehnologia este, după cum vedeți și cum știe toată lumea, intră în viața noastră și ea ne poate ușura foarte mult și ne poate ajuta foarte mult. Începând de la banalul telefon, de la un laptop, de la un calculator sau de la, să spun, device-uri mai complicate care ne ajută. Asta, nu voiam să vă opresc de la început, dar ne poate și încurca tehnologia asta. Exact. Și orașele, în general, pot ajuta foarte mult viața cetățenilor, până la urmă, viața comunității de afaceri și chiar bună administrare. Deci, cumva, folosirea tehnologiei pentru administrarea orașelor, pentru îmbunătățirea vieții cetățenilor și pentru crearea unui ecosistem, să spun așa, care să te ajute să salvezi timp, asta înseamnă, până la urmă, într-o accepțiune simplă, Smart City. Nu există o definiție neapărat unanim acceptată, este un concept relativ nou și inițiativa mea, timpul cât am fost ministru al comunicațiilor și al societății informaționale, am lansat această provocare administratorilor de orașe, primarilor și companiilor în același timp. Poate pentru că mai este important, o simbioză mai important e, între furnizorii de tehnologie, cum bine a spus, și administrație. Pentru că ei pot ajuta foarte mult atât cetățenii să existe, să creeze un oraș în care să-ți placă să locuiești, în care să fie timpul, care e o resursă dintre cele mai importante, să fie salvat, să nu pierdem foarte mult timp, turiștii, la fel, să beneficieze. De exemplu, într-un oraș cum e Iașu, este extrem de important ca orice turist care, în general, are un smartphone, să poată avea acces la informație foarte rapid, să se orienteze foarte rapid în oraș, să aibă o aplicație cu harta, să vadă obiectivele culturale din oraș, să știe programul, eventual să-și cumpere un bilet electronic, să nu stea la o coadă să-și ia biletul, deci să-și folosească timpul în mod util. De exemplu, un turist. La fel, un cetățean. Să poată să evite cozile, să poată să-și cumpere un bilet de autobuz și să poată circula eventual doar cu ajutorul telefonului să-l plătească sau cu un card, să spunem, inteligent. În același timp, absolut toată interacțiunea cu administrația poate fi ușurată de apoi un sistem de senzori și un sistem de senzori care să ne dea, să dea celor care conduc orașele informații în timp real, să spunem, și să ia cele mai bune decizii pentru ușurarea vieții cetățenilor. Pentru că tehnologia ne permite acum. Dar dacă noi nu cunoaștem asta, și pentru acesta este scopul dezbaterilor, pentru a cunoaște cât mai bine soluțiile companiilor de tehnologie, și, pe cealaltă parte, administrația publică să găsească calea cea mai bună de a implementa astfel de soluții și de a le pune la dispoziția cetățenilor. Ați fost foarte prompt apropo de timp. N-ați pierdut timpul și ați răspuns acestei propuneri de a include Iașul în acest turneu de dezbateri pe ideea, pe conceptul de Smart City. Da, de ce? Așa cum, este. Cum vi se pare? Nu pentru faptul că îmi trebuia foarte mult timp, repet, ca să înțeleg de ce e nevoie. Bine, depinde și cum vine propunerea. Dacă simți că propunerea vine cu bună credință și vezi că partenerul tău cu care vei merge o bucată de timp îți vrea binele, așa cum s-a întâmplat și în situația domnului ministru Bostan, cu siguranță am făcut-o cu ușurință, deci nu am avut niciun impediment să o fac, mai ales că e pe trendul evoluției actuale a orașelor mari și nu vorbim numai despre România, vorbim despre întreaga lume. Ideea de
smart city, de startup-uri, de introducerea tehnologiei într-un mod, bineînțeles, controlat și conștient în viața publică a fiecărei comunități, este mai mult decât o necesitate și de altfel nici nu există cale de întoarcere, indiferent ce ar spune unii sau alții, asta este viitorul. Cu cât ne aliniem mai mult pe acest traseu, cu atât putem să fim beneficiarii unui aport tot mai substanțial din partea Comisiei Europene. Și cred că, de fapt, ăsta este și motivul principal pentru care am spus da, foarte ușor. Bun. Și cum vedeți dumneavoastră Iașiul ca un oraș inteligent? Cam de unde ați începe? De unde aș începe? Da. În primul rând trebuie să ne lămurim noi ce vrem. Aici este și motivul pentru care ne-am afiliat cu acest proiect. Lumea vorbește, dar mulți vorbesc, puțin înțeleg. Nu înseamnă că intrăm pe vizorul fiecărei case și le determinăm viitorul într-un mod inteligent peste voința fiecărui cetățean. Este vorba despre a încerca să ne eficientizăm, în primul rând, noi ca instituție, în raport cu toată lumea, cu cetățenii, cu mediul de afaceri, cu propriile noastre servicii publice, cu capacitatea de a deveni folositor și pentru alte instituții, cum ar fi poliție, ordinea publică în general, mediul de afaceri, partea de control financiar și toate celelalte, care le putem face mult mai bine împreună decât mergând separat unii față de ceilalți. Haideți să vă propun, că am început și n-am parcurs decât primul panel, mobilitatea urbană. Cum vedeți Iașiul inteligent pe transportul public și pe parcări și pe ambuteiaje și alte lucruri? Exact, și pe trafic și pe parcări și pe trafic cu bicicletele, toate. Până la urmă, informația este cea care decongestionează mintea. Dacă știi că un autobuz îți vine în 20 de minute și ești convins că acest lucru se întâmplă pentru că un astfel de computer portabil, cum este un telefon smart, îți poate oferi informația și mintea ta este mai relaxată. Și îți poți permite în cele 15-20 de minute să faci alte lucruri decât să stai, să-ți întinzi gâtul așteptând autobuzul care vine sau nu vine. Ăsta a fost și motivul pentru care sistemele smart au pătruns în mobilitatea urbană, tocmai pentru a da informația corectă. Și acolo se întârzie, și acolo sunt abuteiaje, și acolo se fac devieri de trafic, și pe traficul urban, și pe traficul internațional, dacă vorbim de avioane, că tocmai am beneficiat de un astfel de lucru, între ghilimele, și pe multe, multe alte lucruri. Cunoscând, având informația corectă, în timp real, și posibilitatea de a o verifica că este corectă permanent, te face să fii un cetățean oarecum mai așezat și cu spirit un pic mai domol. De asta cred că și în vest toată lumea râde. Pe normal că nu are atâția factori de stres cât avem noi. Vine autobuzul, nu vine autobuzul, dă drum la apă, nu dă drum la apă, vine gunoiul, nu vine gunoiul. Și intrăm în panelul de utilități inteligente, parcă, sau... Da, utilități inteligente, la fel. Vine curentul, nu avem apă. Nu, și cantitățile. Vă dați seama, acum fiecare, un simplu exemplu de smart metering, de exemplu. Acum, un om merge să măsoare, să meargă, să citească fiecare contoar. Deja companiile mai evoluate tehnologic au introdus sisteme de citire automate, au introdus sisteme de senzori automați. M-am gândit pentru astăzi să discutăm de o temă care revine periodic într-o oarecare actualitate. Ea poate fi considerată tot timpul în actualitate. Am și intitulat emisiunea Repetabila povară, evident cu gândul la acea poezie a regretatului Adrian Păunescu: cine are părinți pe pământ nu în gând, mai aude și în somn ochii lumii plângând, dar trebuie să le mai plătim și pensiile, așa cum și ei, la rândul lor, au făcut-o pentru cei dinaintea lor. Invitații mei de astăzi sunt doamna Maria Andronache, director executiv al Casei Județene de Pensii Iași. Să rog, până bine ați venit. Bine m-am regăsit. Și domnul conferențiar, doctor Dan Chirleșan, de la Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor. Bună seara. Mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația mea. Trebuie să vă spun că am avut în intenție să am ca invitat pe cineva din Autoritatea de Supraveghere Financiară, pentru că
dorim să discutăm și despre această combinație între sistemul public și sistemul administrat privat de pensii, pilonul 2 mai ales, cel despre care se discută tot mai des în ultima perioadă și se pare că actualii guvernanți chiar au de gând să mai umble pe undeva prin legislația în ceea ce privește acest pilon. Până la pilonul 2, doamna director, aș zice să începem cu ceea ce reprezintă grosul în sistemul de pensii, acest sistem public de pensii. Cum arată el astăzi, în 2018, în așteptarea așa unui, să-i spun eu, tsunami demografic, urmează așa o creștere a numărului de pensionari și o scădere a celor care trebuie să-i susțină în plată. Clar este de dorit să nu ajungem în colapsul anticipat de unii sociologi, unii analiști. Sper că nu se va întâmpla colapsul atunci când vor ajunge să aibă condiții de pensii generația celor născuți în 1967-68 și după. În acest moment, pilonul 1, să zicem cel administrat de stat, ar sta relativ bine sau este pe punctul de a merge spre bine. În a fost și că... ajutat prin un transfer de la aceste fonduri administrate privat, că nu s-au respectat, să spunem, termenele acelea, trebuiau de la 2% până la 6% să știți. Da, sunt niște procente pentru care trebuia să virăm de la sistemul public către pilonul 2 din contribuția individuală. Termenele s-au respectat, s-au modificat doar procentele de contribuție. La cât s-a ajuns procentul acum? De la 5,1 anul trecut la 3,75 anul acesta. Dar trebuiau să fie 6 din 2012, dacă nu mă înșel. Da, nu s-a respectat clar calendarul prevăzut de lege, însă acum acest procent de 3,75 se aplică la o bază mai mare. Deci anul trecut din 10,5 contribuția individuală mergeau 5,1 la pilonul 2, iar anul acesta 3,75 din cei 25% pe care îi plătim merg la pilonul 2. Deci se discută în mass media de o reducere a contribuțiilor la pilonul 2. Un calcul matematic, dacă îl facem, reducerea este foarte mică. Dacă am face un calcul concret. Și spuneam de pilonul 1 că ar fi oarecum pe drumul cel bun, în sensul că la momentul actual numărul salariaților depășește numărul pensionarilor. Este un lucru care îl dorea sistemul public de pensii de multă vreme. Dacă această creștere ar fi mult mai semnificativă, sper și am nădejdea că nu vom ajunge într-un impas peste 10 ani sau 15 ani. Aș vrea totuși și opinia noastră despre câteva considerente legate de ce avem nevoie de sistemul public de pensii. Sistemul public de pensii administrat. Apropo de ce spunea și doamna și de cu echilibrarea, mă rog, e vorba de sume aici în primul rând, dar și de faptul că sau și de pondere, un salariat ține cât pensionare acum. Eu aș vrea să fac câteva introduceri care țin de cadrul legislativ. Într-adevăr, în anul 2004, în urmă cu 14 ani, a trecut prin Parlament legea privind fragmentarea sistemului de pensii pe pilonul 1 administrat de stat și pilonul 2 administrat privat. În 2008, așa cum spunea și doamna director, respectiv în martie 2008, au loc primele alocații, iar ca și o completare aș spune că în 2011 Parlamentul European, printr-o extindere a legislației privind guvernanța economică, introduce un pachet de legi în susținerea extinderii acestui pilon 2 de pensii administrat privat la nivelul celor 28 de țări membre. Și tot acolo un articol din legea europeană spune că vor fi sancționate reîntoarcerile în trecut, adică rebalansările de la sistemul administrat privat către cel public. Deci aveau oarecare anticipare. Aveau oarecare anticipare întâmpla că totuși Europa și înțeleg este... că s-a întâmplat în Ungaria măcar. Dacă în Ungaria s-a întâmplat destul de repede. Deci în Ungaria, numai că vorbim de ca și în ipostaza unei povești care a ținut prin planul știrilor de la începutul anului cu aurul
și să dea ca exemplu Ungaria. Ungaria avea 3 tone de aur, România are 103 tone și vorbim de lucruri distincte, iar revenind la pilonul 2 de pensii, în Ungaria, după ascensiunea unui tehnocrat devenit iliberal, el a intuit că are nevoie să-și financeze resursele. Acum, mă iertați, n-aș vrea să insistăm nici pe Ungaria, nici pe pilonul lor 2 de pensii, da, naționalizat care... sau nu. Europa a sancționat ce s-a întâmplat acolo, că de aici am plecat cu discuția. Nu cunosc date tehnice, probabil că nu, dar cadrul legislativ permitea sancțiunea pentru rebalansare. În Ungaria, și revenind la... Vreau să vă aduc totuși la pilonul de pensii, că de aici am plecat. Cum... De fapt, vreți să mă întrebați care e diferența între pilonul 1 și pilonul 2 de pensii? E și asta, că domnul Teodorovici chiar le cumva vă făcea un fond de investiții cu randament. Cred că trebuie să spunem că în pilonul 1 de pensii se administrează puncte și doamna director va transforma în fiecare an punctele în bani, în funcție de decizia care se dă printr-o ordonanță de guvern sau printr-un amendament la legea clasică 263 de pe 2010, iar în pilonul 2 se acumulează bani. Diferența între virtual și real este ceea ce ar trebui să determine masa de contribuabil să opteze, sau unii deja au optat, să nu derapeze de la ceea ce ei urmăresc pe termen mediu și lung, adică perioada aia intuită de doamna director, anii 2040, când vor ieși la pensie generațiile născute în anii 68-70, înseamnă că acum cei care au contribuit în pilonul 2 acumulează bani și banii respectivi se tezaurizează și se multiplică într-un sistem într-adevăr administrat privat, iar partea care rămâne în pilonul 1 de pensii, prin contribuțiile pe care le vărsăm lună de lună, se epuizează instantaneu. Eu, dacă tot am început cu Păunescu și am și denumit emisiunea așa, trebuie să termin, și poezia, ca să zic așa. Cum spunea el, dar nu e chiar optimistă. Și abia într-un trist și departe târziu, când vom ști disperați, vezi ce azi nu se știu, vom pricepe de ce fii uită curând și nu văd niciun ochi de pe lume plângând și de ce încă nu e potope cuprins, deși plouă mereu, deși pururea nins, deși lumea în care părinții am ajuns de obicei mereu zguduite de plâns. Vă propun pentru astăzi o discuție cumva mai specială, pentru că invitatul este cumva diferit de cum v-am obișnuit. Este vorba de fostul prim-ministru Victor Ponta, astăzi în calitate de președinte fondator al unui nou partid, Partidul Pro-România. Bună seara, bine ați venit în studioul TVR Iași. Mulțumesc mult de invitație. Mă bucur de câte ori reușesc să ajung la Iași. N-ajung suficient de des, aici aveți dreptate. Dar și în perioada în care eram liderul PSD, în perioada în care am fost prim-ministru și acum, cel puțin de 24 ianuarie și de 14 octombrie reușesc să ajung, pentru că sunt evenimente importante pentru Iași, pentru Moldova. Am mulți prieteni aici, am mulți oameni cu care am lucrat și mă bucur mult să îi revăd și să vorbim despre viitor. Poate nu atât de mult de politică, ziceați, cât de economie, de dezvoltare vorbim regională. Vorbim de viitor, dar să nu să pornim totul, din trecut. Să ne ancorăm cumva și în trecut. Să învățăm. Eu zic că eu învăț din trecut, nu mă ancorez. Toți trebuie să învățăm din trecut. Da. Așadar, pentru început, de ce era nevoie de Partidul Pro-România? De ce v-ați gândit să-l fondați? Dintr-un motiv destul de simplu, pe care cred că oamenii pot să-l înțeleagă. Am făcut politică doar în PSD, am fost președinte la tineret, președintele partidului, după aceea deputat, sunt la al patrulea mandat de deputat. Am fost la putere, în opoziție, iar la putere, iar în opoziție, am făcut ceea ce eu cred și ce trebuia să facă un partid în România, să se schimbe, să încerce să facă proiecte, să... După episodul dărâmării guvernului Grindeanu, am spus un lucru care nu trebuie să fie cu supărare. Nu pot să fiu de acord cu actuala conducere, cu domnul Dragnea. Nu sunt de acord cu direcția în care merge PSD, adică în loc să continue modernizarea României, se întoarce spre o chestie din trecut, se luptă cu statul paralel, cu străinii, cu... Dar nici nu sunt mulțumit de alternativă. Nu mi se pare că în acest moment, nu știu, Partidul Național Liberal sau domnul Orban sunt o alternativă, într-adevăr.
Așa încât am împreună cu încă câțiva colegi care au fost în guvernul pe care l-am condus, cu Sorin Câmpeanu, Daniel Constantin, Nicu Bănicioi, Ioana Petrescu, oameni oarecum și de aceeași vârstă, am pornit un startup party. Adică eu nu cred că cele două mari partide au într-adevăr resursele să se schimbe, să schimbe România. Încercăm să aducem lângă noi oameni care gândesc, care au anumită pregătire, care pot să promoveze proiecte, să sprijinim oameni care, fără să fie membri în partidul nostru, cum e primarul dumneavoastră de la Iași, domnul Chirica, vor să facă lucruri bune și gândesc spre viitor. Și sunt mulți oameni care văd în noi o alternativă la ceva ce nu îi mulțumește în acest moment. Există totuși statul la paralel care nu s-a ocupat de nu chestiunea asta? Nu, să vă fie clar, nu, pentru că eu știu despre ce vorbesc. Am, și știa și domnul Având Dragnea. Și experiență. Știa și domnul Dragnea că îi cunoștea și pe Coldea și pe Chiuve și pe ceilalți. Ideea următoarea. A fost un stat român și acela stat român care la un moment dat a abuzat de puterea pe care o are. N-a avut curaj să se ia de firmele străine, s-a luat foarte mult de cele românești. Dom'le, cei care chiar făceau lucruri ilegale, eu nu vreau să fie apărați, eu vreau să plătească pentru lucrurile ilegale. Cei în față de care s-au făcut abuzuri, haideți, din 2016 decembrie, de când PSD a avut majoritate în Parlament, hai să adoptăm, să punem pe toată lumea la masă, să spunem clar, ca să nu mai fie abuzuri, vrem să îndreptăm A, B, C, D din legislație. Nu s-a întâmplat asta. S-a dat acea ordonanță peste noapte care folosea unor oameni, s-a retras ordonanța. Acum s-a dat un cod penal și cod de procedură. Am văzut astăzi decizia Curții Constituționale. Sunt vreo 30 de puncte neconstituționale. Nu așa se lucrează. Ar mai dori cineva să fie ministru în guvernul Dăncilă, să spun? Păi după cum vedeți, amatori sunt. Nu știu, eu zic că după domnul Andrușcă chiar putem să alegem mai bine un ministru al economiei, nu? Da, vor. Oamenii vor, pentru că funcția publică acum înseamnă niște venituri foarte mari, venituri pe care, știți, înainte lucrai la stat, era salariu mai mic, dar era muncă mai puțină, sau acum salariile sunt mari. Avantajele, secretara, mașina, șoferul, consilierii, sunt o mulțime de avantaje. Problema este dacă administrația funcționează mai bine acum sau funcționează la fel de prost. Obții autorizația mai repede sau nu? Ai mai puține controle sau nu? Aici trebuie o reformă mai mare și cei care gândesc doar pe termen de 2 luni, 3 luni, 6 luni, n-au cum să aibă succes. Eu cu Pro-România vă spun sincer, nu-mi închipui că de mâine gata, o să câștigăm alegerile, o să luăm cât lua PSD-ul pe vremuri. Mi-am făcut niște repere pentru 2020, 2024, 2029, de a crește totuși cu ceea ce eu am învățat, și nu sunt așa de bătrân în politică, sunt destul de vechi, dar nu-s bătrân, să creștem totuși o generație de oameni politici mai bine pregătită decât avem. Ați învățat mai repede sau ați ars etape? De multe ori am ars etape. Pe de altă parte, eu am fost un caz special. Am fost în guvern în 2001, aveam 29 de ani. Am fost din nou în guvern în 2009, am plecat în opoziție. Am condus un guvern, am fost cel mai tânăr prim-ministru. Sunt avantaje în zona de executiv. În alte zone sunt dezavantaje. Mă întreabă toată lumea, domnule, de 2014, de prezidențiale. Cred că m-am grăbit acolo. Și într-un fel, una din explicațiile înfrângerii pe care am luat-o absolut democratic. Am pus mâna pe telefon, l-am sunat pe domnul Iohannis atunci duminică, am zis, vă urez succes, haideți să lucrăm împreună pentru România. Dar aia a fost acolo, atunci probabil că m-am grăbit, probabil că nu eram suficient de copt, cum spune românul, pentru acea funcție. Am învățat. Nu pot să spun, mă așteptam. S-a întâmplat în 2016 în campanie, am fost chemat să vin să fac campanie, să mă uit pe program. Mă așteptam în 2017 să mă întrebe cine, dom'le, zi, tu ce crezi? M-a întrebat domnul Grindeanu, l-a dat afară din funcție. M-a întrebat domnul Tudose, am apucat să ne sfătuim, l-a dat afară. Și acum sunt miniștri care mă văd, cum să vă spun așa, pe ascuns, să mă întrebe, uite, cum, zi-mi și mie, tu cum făceai acolo, cum... Am încercat, cât am fost prim-ministru, nu vorbesc de celelalte lucruri, m-a certat lumea, am supărat oamenii pentru altceva. Dar nu v-ați întrebat la 29 de ani, când v-a propus domnul Năstase să veniți șef al corpului de control. Da. Să vă întrebați, de ce eu? Poate e o soartă acum, până la urmă, poate că
Am educația mea de procuror, m-a ajutat de-a lungul timpului. Ce vreau să spun? Eu întotdeauna am zis, domnule, după mine, mi-am dat demisia. Am și zis atunci, nu mai fac politică, gata. O să vină niște guverne mult mai bune. Guvernul domnului Cioloș n-a fost mai bun decât guvernul Ponta, guvernul domnului Grindeanu a fost mai slab decât Cioloș, guvernul lui Tudose mai slab decât Grindeanu și guvernul Dăncilă mai slab decât toate la un loc. Orice țară trebuie să evolueze, adică să meargă mai bine învățând din trecut, nu să meargă în jos. Și asta bun, și pronosticăm că tot din rău în mai rău va merge, că nu e neapărat o funcție monoton descrescătoare. Cred că trebuie să alegem un pic altfel, să înțelegem. Eu o să vă spun un lucru care nu e apărat un secret, dar nu îl spun de obicei public. În 2010, în februarie, am devenit liderul PSD. A fost un congres atunci, am câștigat oarecum neașteptat. Din martie 2010, de două ori pe săptămână am avut pregătire să fiu prim-ministru. Nu știam când o să ajung eu prim-ministru. M-am gândit că probabil o să câștigăm alegerile din 2012, din decembrie. Deci de două ori pe săptămână, ore în șir, cu oameni care știau economie, care știau mediu, care știau infrastructură. După care în 2011, și ați pomenit foarte corect aici la Iași, am lansat USL-ul, am luat din PSD și din PNL, dom'le, cei mai buni oameni, am pus șef de domenii și un an de zile au pregătit domeniul. Când am ajuns la guvernare, eram pregătiți și tot mi-a fost foarte greu. În această seară vă propun o discuție, sper eu, interesantă și aplecată asupra ceea ce frământă poate mulți români. E vorba de banii noștri, de finanțele noastre. Un invitat special, domnul Daniel Dăianu, economist și profesor universitar, membru al Consiliului de Administrație al Băncii Naționale Române. Bună seara, domnule Dăianu. Bine ați revenit la Iași. E adevărat, în studioul nostru aici, în noul loc, sunteți pentru prima dată. Pretextul pentru care sunteți la Iași, am înțeles că este lansarea unui nou volum semnat Daniel Dăianu, intitulat Băncile Centrale, Criza și Post-Criza. Are și un subtitlu la fel de interesant și chiar de actualitate foarte concretă, România și Uniunea Europeană încotro. Vă propun să începem discuția de la acest volum. El e o colecție, un compendiu de articole pe care le-ați publicat și bănuiesc completat cu concluzii mai actuale. Prima întrebare care se impune: am depășit criza sau am modificat doar denumirea? E o post-criză, știu, poate mai încolo îi vom spune altfel. Vă fac o mărturisire. Titlul inițial suna cam așa: Băncile centrale și criza. Și la sugestia celor care au îngrijit apariția acestui volum, și mulțumesc din nou editurii Polirom pentru gestul pe care l-a făcut pentru mine și pentru faptul că este editura cu care eu lucrez bine și care s-a ocupat de lucrările mele. Mi s-a sugerat să adaug post-criza. O asemenea denumire părând a fi mai benignă, cu o infuzie de optimism. Eu cred că am trecut de, sau am străbătut perioada cea mai critică a primilor ani, când o demantelare a sistemului, o cădere a sistemului financiar în principalele țări, principalele economii ale lumii, ar fi condus la o criză de amploarea celei din perioada interbelică, în secolul trecut. 29, cu consecințe sociale, economice, politice majore. Dar moștenirea primilor ani este foarte apăsătoare. Spuneți că un medic nu poate conduce agricultura, dar un economist poate conduce... Vă rog să mă înțelegeți. Un medic, care este un intelectual, dacă este un intelectual rotund, că un medic poate să înțeleagă foarte multe. Sigur că ce am spus poate să fie calificat ca o
Nu, am înțeles și metafora. Eu am vrut, să zic că trebuie să ai niște cunoștințe în domeniu. Așa cum, de pildă, la transporturi, e bine să pui un om care, eu spune, un om care înțelege ce sunt transporturile. Nu e suficient numai să ai consilier bun. Trebuie să știi cum se mănâncă. Da? Nu poți să pui la o bancă centrală un om care nu știe finanțe și economie. Nu poți. Chiar și, el spune, Powell, dar uite, Powell este un jurist, care e președintele Fed-ului american. Oh, dar a fost în board ani de zile, deci știe. Știe. Deci, da, intrăm într-un domeniu foarte delicat al modului în care, pentru a avea decizii bune, se vorbește de nevoia de competențe. De competențe. De asta și... Așa este. De dorit este să ai așa ceva. Și nu pentru că deține România acum președinția Consiliului de Ministri. Păi, sunt 6 luni, dintre care 4 sunt mai cu căldură. Ce faci după? Deci nu e vorba de așa ceva. E vorba ca, mai ales având în vedere lumea în care trăim, problemele cu care ne confruntăm, necazurile din Uniune în general, să avem mecanisme de selecție care să aducă persoane care pot să limiteze stricăciunile și pot să împingă barca în direcția cea bună. Spunând acestea, însă mai vreau să subliniez ceva. Vă rog. Țara se mișcă și în pofida, zic așa, în pofida, nu întâmplător, în pofida deciziilor. De la București, de la primării, de la primăria Iașului, de la primăria Timișoarei, economia de piață înseamnă libertate antreprenorială. Înseamnă oameni care, vedeam acum, primarii de la Oradea, Arad și Timișoara au făcut o înțelegere pentru a promova ceea ce oricum se conturează. Pe granița aceea este o altă efervescență. Șomajul este foarte mic. Ai zice că așa cum pe granița cu Austria-Ungariei vezi altceva decât pe granița cu România. Asta este. De ce să fie numai acolo un asemenea hub, un asemenea cluster, mănunchi? Cluj-Napoca și cu orașele satelit poate să dezvolte pentru... Nu, dar asemenea clustere pun în pericol? Iar Iașul nu pun în pericol. E ceea ce vorbeam mai devreme de atomizare. Păi ne vor da mai după... Vor renunța poate la noi? Eu acum înțeleg unde bateți. Eu nu echivalez această evoluție cu ceea ce era mișcarea transilvană din primii ani, vă aduceți aminte, da? O anumită atitudine, o judecare a celor de dincoace de Carpați. Noi suntem mai educați, noi suntem mai deștepți, voi sunteți mitici. Nu. După mine, acea atitudine, după mine, este condamnabilă. Un om inteligent nu face așa ceva. Un om inteligent însă observă diferențele și culturale, în sensul de înclinații, îndeletniciri. Că în Transilvania zonele cu dezvoltare intensă sunt mai numeroase. Se muncește parcă mai bine, se câștigă mai bine, se trăiește mai bine. Moldova are zone cu multă sărăcie, s-a și plecat masiv în străinătate. Aici Iașu ar trebui să fie un hub. Are excelență în mediul academic. Ar trebui să încerce și în domeniul industrial. Ai spune, da, dar nu se bucură de infrastructura pe care o vezi în Transilvania. Nu este așa. Deci trebuie și numai cu fonduri europene, cu resurse proprii ale bugetului local și ale bugetului central, trebuie să fie dezvoltată infrastructura, trebuie să se coopereze, nu știu, cu Bacău. Este departe Bacău, dar s-ar putea crea o axă, Iași-Bacău. Aeroportul să te dezvolte, să fie un aeroport mare. E mai mult o competiție acum, dar... Da, ce vreau să spun? Că eu văd țara aceasta, țara mea. Eu nu știu de ce în termen de regiuni și de... Eu văd țara mea. Și spune așa, țara mea, ca să se ridice, are nevoie de portanță, ca la avion. Portanța aceasta nu poate fi asigurată în mod omogen. Pe fiecare kilometru pătrat în același fel. Pe teritoriul țării. Nu. Ai zone care pot să tragă țara în sus și ai partea aceasta, Banat, cu partea de vest a graniței României, Cluj-Napoca, în centrul Transilvaniei, poți să ai Brașov-Sibiu, Brașovul poate să cunoască și după dezvoltarea aeroportului,
poate să cunoască o resurecție, o dezvoltare extraordinară și împreună cu Sibiu. Asta e iar o axă. Iar Constanța este foarte departe de potențialul pe care îl are. Pentru că e o fereastră. Nu e o metaforă aici. E port. Deci ar trebui să fie... Cât e legendă cu povestea opunerii olandezilor că i-ar face concurență Rotterdamului? Dar toate. Sigur că o Constanță dezvoltată de Schengen, ca port... Că nu... Eu n-aș face neapărat legătura asta. Dacă mă întrebați de concurență, există întotdeauna concurență. Așa cum orașele port din Germania, Bremen, Hamburg, păi intră în concurență cu Rotterdam. Fără discuție Constanța că intră. Geografică mai avantajată Constanța, pe partea... Sigur, și trebuie să avem în vedere că totuși există o alunecare a gravitației economice către Asia. Discutăm despre mediere și arbitraj cu doi invitați prezenți în studio. Este vorba de domnul Ștefan Coste, președintele Fundației Camera de Arbitraj și Mediere Iași. Bună seara, bine ați venit! Bună seara dumneavoastră și telespectatori! Și domnul Radu Tărniceru, președintele Tribunalului de Arbitraj Iași. Bună seara, bună seara, bine v-am găsit! Venit. Cum spuneam, două activități despre care aș vrea totuși să vorbim telespectatorilor pe înțeles la ce anume se referă. Două activități relativ noi și în același timp deja cu o istorie. Avem o lege 192 din 2006 care reglementează activitatea de mediere. Când vorbim de mediere, să-i dăm o definiție, mediere este o activitate desfășurată în afara instanțelor de judecată de către o persoană specializată numită mediator, în condiții de neutralitate, imparțialitate și confidențialitate, care încearcă să soluționeze împreună cu părțile un litigiu care este aflat pe rolul instanței sau în afara instanțelor de judecată. Haideți să ne oprim puțin la persoana mediatorului. Da. Ce condiții trebuie să îndeplinească? Înțeleg că el oricum trebuie să primească un atestat, dar ce pregătire are de regulă? Mediatorul este o persoană care trebuie să aibă studii superioare, să aibă un curs... Nu neapărat juridice. Nu neapărat juridice, studii superioare, nu neapărat juridice, deși discuțiile sunt controversate aici, dar le lăsăm pentru intervenții ulterioare. Trebuie să urmeze un curs de formare în domeniul medierii pentru a putea să devină mediator. Trebuie să fie cetățean român, trebuie să nu fie certat cu legea, trebuie să aibă bună reputație profesională. Pentru că v-am prezentat în calitate președinte al Tribunalului de Arbitraj, aș vrea să faceți și distinția între, că sunt doi termeni, mediere, arbitraj, cam care ar fi diferențele și... Eu chiar în momentul de față mă ocup atât de mediere cât și de arbitraj. Sunt și președintele Corpului Mediatorilor pe județul Iași. În subordinea cumva Consiliului de Mediere, am fost ales de mediatori din județul Iași, ca președinte al Tribunalului de Arbitraj pe lângă Fundația Camera de Arbitraj și Mediere, mă ocup cu totul altceva, de activitățile de arbitraj care sunt specifice cumva activităților de judecată. Mai concret, un mediator, rolul său este de a face părțile care vin în fața mediatorului cu un anumit conflict, după ce descriu conflictul, să facă în așa fel încât să aducă părțile la un numitor comun, să facă să se înțeleagă și să găsească singure o soluție. Mediatorul nu impune o soluție, nu dă sfaturi, ci pur și simplu ascultă una din părți, cealaltă parte și cumva încearcă să determine fiecare din părțile respective să facă o anumită concesie ca apoi să poată ajunge la un numitor comun. La arbitraj este similar ca la instanța de judecată. Arbitru este ca și judecătorul. Ascultă părțile, ascultă reclamantul, ascultă părâtul și dă o soluție pe care o impune arbitru. Și soluția respectivă față de soluția instanței de judecată poate fi pusă imediat în executare la executor, neavând o altă cale de atac decât o acțiune în anulare care este doar pentru vicii de procedură. Bun, și atunci care e distinția dintre arbitraj și sentința judecătorească, așa cum e cunoscută ea definitivă? Adică bun, aici omul obligat să se supună acele soluții. Nu este absolut nicio diferență. Este definitivă, executorie și poate fi pusă în executare exact ca o hotărâre judecătorească. Din punctul meu de vedere are chiar și mai multe avantaje față de hotărârea instanței civile. Și ca să vă dau un exemplu, noi nu avem încă în România dezvoltat atât de mult cultura arbitrajului. Încercăm în viitor, în
perioada actuală. Păi, vreau să vă întreb și cum stați la capitolul organizare aici, în județul Iași, ca să ne oprim doar la ce cunoașteți exact, că legea a fost dată în 2006, mă rog, poate... Legea medierii, în ceea ce privește arbitrajul, arbitrajul există inclusiv din nu, arbitrajul există din 1864, de când a fost adoptat codul de procedură civilă, vechiul cod, care nu mai este în vigoare. A existat și în perioada comunistă? Sigur că da, dar doar pentru relațiile comerciale cu alte state. Și relații comerciale internaționale. Și unitățile economice. Era arbitrajul de stat privind activitatea între întreprinderile economice de stat. Dar acele celebre curs de la Camerele de Comerț activau doar în ceea ce privește litigiile internaționale. Cadrul legislativ e mulțumitor pentru cei care lucrați în domeniul ăsta sau unde ar mai trebui îmbunătățit? Că... Ar mai trebui în ceea ce privește arbitrajul, pus la punct cumva cu legislația europeană. Eu chiar am studiat... comparativ legislația privind arbitrajul în țările Uniunii Europene și am și zis anterior, este vorba și de cultura juridică din fiecare țară. Dacă în majoritatea țărilor din Uniunea Europeană litigiile comerciale, de exemplu, sunt judecate la instanțe arbitrale, că e vorba de tribunal, că e vorba de curte de arbitraj, în proporție de peste 95%, la noi este exact invers. Eu aș spune că cam 99% din litigii sunt judecate de instanțe statale și restul de instanțe arbitrale. Deci, în Iași, de exemplu, deocamdată avem două instanțe arbitrale. Este curtea de arbitraj pe lângă Camera de Comerț și Industrie și acest tribunal de arbitraj judiciar de pe lângă Fundația Camera de Arbitraj și Medieri. Și mecanismul de formare a mediatorilor este bine pus la punct. Urmează și niște cursuri speciale, nu știu, poate ne spuneți mai mult despre cât durează, la ce să... Noi avem, Fundația Camera de Arbitraj și Medieri este autorizată de către Consiliul de Mediere să organizeze cursuri de formare în domeniul mediere. Organizăm unul sau două cursuri pe an cu cei care doresc și acum avem în așteptare un număr de vreo 10 cursanți care sperăm oricum data de 1 decembrie sau dacă nu după 1 ianuarie să deschidem o grupă pentru zona Iașului. Dar am mai lăsat un pic să se adune și cursanții, dar în același timp doream să avem și legea nouă trecută prin Parlament din nou și să fie creat inclusiv cadrul legislativ, pentru că spuneam și mai devreme că în nouul cadru legislativ spune că încercarea de soluționare a conflictului prin mediere este obligatorie. Încercarea, nu informare. Și atunci inclusiv judecătorul va fi implicat și sperăm și noi ca în sfârșit cultura medierei să se facă cunoscută și cât mai apreciată și acceptată de cetățeni, pentru că atunci când cetățeanul acceptă această procedură de mediere, sigur se degrevează instanțele de judecată. Înțeleg că se pot media, nu știu dacă arbitra, dar rămâne la mediere, și conflicte între persoane și instituții, sau între angajați. Da. Cum faceți să aduceți reprezentantul unei instituții în este discuție chemat, este invitat la mediere dacă avem... Că nu e obligat. Nu e obligat. Dacă este litigiu, dacă acel conflict, acel litigiu poate fi mediat, atunci se poate face invitația. În primul și în primul rând, trebuie analizat dacă părțile vin, părțile solicită, într-adevăr. Apare un ansamblu de dorințe. Care nu trebuie să solicite ambele părți sau e nevoie? Una din ele. Partea nemulțumită, care are o doleanță. Dacă apare un conflict cu privire la restituirea unei proprietăți, dacă este invitată primăria, să luăm cazul concret, au reclamat că este o situație cu privire la o proprietate, au cerut să fie o mediere cu privire la restituirea proprietății. Primăria sau comisia a fost invitată. De multe ori, în cele mai multe cazuri, a spus că noi nu așteptăm rezultatul unui proces în instanță. În schimb... Păi puneau boina... Da, puneau un rezultat în instanță. În schimb, în acel moment, am schimbat, domne, da, nu se poate. Faceți reclamația la Centrul pentru Drepturile Omului din cadrul fundației. Și atunci când s-a făcut acea reclamație, reclamația cu privire la dreptul încălcat, ce s-a petrecut acolo, care este abuzul,
care a fost generat de către autoritatea publică locală. În acele condiții, când a fost sesizat organul ierarhic superior, să spunem, ai sesizat prefectul cu abuzurile de la o primărie. Să știți că a reacționat foarte frumos prefectul și a trimis corpul de control, a făcut verificări și a încercat a soluționa problema și au dispus măsuri. Ceea ce, când nu a participat la mediere, refuzul a fost soluționat printr-o procedură de încălcare a unor atribuții prevăzute în legea administrației publice locale.